Facilitățile prin care firmele cu datorii la bugetul de stat beneficiază de scutiri ori reduceri la bugetul de stat au fost adoptate de guvern încă din luna septembrie anului trecut. Cei care au reușit să își plătească datoriile până la sfârșitul lui 2011 au beneficiat de scutire în totalitate de la plata penalităților de întârziere. La nivelul județului Mehedinț, peste 100 de agenți economici au profitat de această facilitate. În județul Mehedinț au existat 110 decizii de anulare a majorărilor și penalităților în sumă totală de 3.200.000.000 de lei vechi. Din 2012 însă contribuabilii care își plătesc până la jumătatea anului întreaga datorie obțin o reducere de 50% a majorărilor aplicate. Cine achită în anul 2012, anularea a 50% din penalități, respectiv a 25% din majorările aferente acestora. Această ordonanță face parte din măsurile Guvernului de încurajare a plății voluntare a debitelor de la 31 august 2011. Cei care au datorii neachitate către bugetul statului până la 31 august 2011 și vor să își achite sumele restante, trebuie să se adreseze administrației fiscale pentru clarificarea situației. Acolo vor primi toate îndrumările pentru a beneficia de facilitățile acordate de lege. Contribuabilul este necesar să se adreseze instituției noastre pentru a obține situația datoriilor restante, precum și a sumelor exigibile la reduceri. În urma obținerii acestei situații, după ce contribuabilul vede ce sume trebuie achitate, se face achitarea într-un termen de 10 zile. Contribuabilii care nu sting datoria prin plată sau compensare, obligațiile către stat în termen de 10 zile de la obținerea situației de la finanțe revin la situația inițială. Ei pot relua însă procedura mai târziu.